Ne plac rezoluțiile de început de an, nu-i așa? Spunea Ruben și asta data, data, trecută în introducere. Vrem să gândim strategii la început de an, mijloace prin care să trecem la acțiune și în anul ce ne stă înainte, 2023. Vrem să dăm înainte, vrem să continuăm așa cum am început, Nu? Poate unii dintre noi vrem să avem succes, dorințe împlinite, vrem să avem o satisfacție emoțională, poate profesională. Vrem să facem lucrurile cât mai bine. Și unii dintre noi poate vom reuși să înaintăm. Dar poate având motivații greșite făcând asta. Sau poate ești aici și nu ți-ai făcut nicio rezoluție, niciun plan, nu te gândi la nimic. Nici la concediu, nici la planificări, nici la țeluri noi sau vechi înnoite. Tu iei lucrurile, iau cum sunt lucrurile așa. Trăiesc clipa, mă stresează să mă gândesc la niște chestii care să mă facă să mă simt anxios. Și dăm voie să-ți spun în dimineața asta, dacă ești din a doua categorie, că fără să conștientizezi neapărat, tu vei da înainte și anul ăsta motivat de o idee vei avea în mintea și în inima ta ceva care te va face să dai înainte. Și în spatele perseverenței și trecerii noastre prin anul ce ne stă înainte, 2023, da, cum spuneam, va fi ceva ce ne va determina să înaintăm. Poate dorința după câștig, poate teama de datorii, poate menținerea confortului propriu, poate consumerismul, frica de eșec, Poate întreținerea familiei, poate slujirea bisericii, poate sfințirea personală, poate um, slujirea lui Hristos. Și gândește-te tu însuți în dimineața asta, într-un mod personal, și las și momentele astea să ne gândim ce anume te face să continui în anul care ne stă înainte. Personal, îmi place foarte mult ideea să duc ceva până la capăt, să continui, să lupt, să nu renunț la scopul propus. Și cei care mă știți un pic mai bine din la fotbal, de la, din drumeții, înțelegeți ce, ce spun. Determinarea și dorința de a, a merge până la capăt. Dar întrebarea care mă frământa în timp ce pregăteam predica este, și o întrebare pe care mi-am pus-o, mi-o pun și te întreb și pe tine, este cum știu eu că perseverez din motivația corectă, având direcția potrivită? Cum știu că am direcția potrivită? Și poate că avem direcția potrivită, da? dar cum știu că sunt motivat corect? Da? Cum știu? Că putem stărui constant și pot stărui constant într-o direcție, să perseverez, dar având motivații greșite. Și cum știi asta? Cum gândești lucrurile astfel încât să perseverezi, să duci la capăt cu bine? care e puterea care te duce acolo? Dar mai mult, cine te abilitează pe tine și cine te susține să faci asta? Și pentru a răspunde la aceste întrebări, vreau să privim în Sfânta Scriptură în dimineața asta, în capitolul 2 din Cartea Filipeni, ca să înțelegem mai bine Logica, motivația, dar și ce anume ne dă putere în perseverare. De aceea vă invit să deschideți împreună cu mine Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Filipeni, capitolul 2, și vom citi de la versetul 12 la versetul 13. Haideți să citim împreună. De aceea, preubiții mei, așa cum întotdeauna ați ascultat, nu doar în prezența mea, ci mult mai mult acum, în lipsa mea. Duceți la bun sfârșit mântuirea voastră cu teamă și reverență, căci Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi și voința și înfăftuirea după buna Lui plăcere. Amin. Și înainte de a... Trece prin aceste două versete, vreau să privim la context. Vreau să uh, înțelegem că filipenii, atunci când Pavel le scrie, se confruntau cu pericole din exterior, se uh, confruntau cu provocările cauzate de persecuție, de suferință, erau oameni care se împotriveau Evangheliei și uh, erau supuși la aceste pericole din exterior. Și Pavel spre finalul capitolului 1 le reamintește că lor nu li s-a dat doar harul să creadă în Hristos, ci li s-a dat harul și să sufere pentru Hristos, pentru El. Îi îndeamnă să-și trăiască viața de credință într-un mod vrednic de Evanghelie și apoi Pavel face această tranziție către un alt pericol cu care filipenii se confruntau și anume pericolul care pândește din interiorul bisericii. Mândria, certurile, invidia, interesele personale, erau inamicii filipenilor, afectând unitatea bisericii. Și dacă veți citi acasă, veți vedea că lucrul acesta punea în pericol chiar perseverența lor, această lipsa unității, această stăruința lor în aceste adevăruri. Pavel dă chiar două nume în capitolul 4 și le cere public acestor două femei să se împace să fie în, acest, în, în, în același gând, să fie în unitate. Dumnezeu le poruncește filipenilor prin Pavel să fie ca biserică, ca familie, în același gând. Să aibă aceeași dragoste unii față de alții. Să fie uniți în simțăminte, în viziune, în scopuri. Da? Versetul 1 și 2 din capitolul 2. Apoi în versetul 3 le poruncește să nu facă nimeni nimic dintr-o ambiție egoistă, dintr-o miză deșartă, ci, face Pavel un contrast aici, tot în versetul 3, urmăriți împreună cu mine, le poruncește altceva, Pavel, le poruncește să arate smerenie. Îi cheamă la smerenie ca baza preocupării de interesele celorlalți și nu de ale lor. Și lucrul acesta îi conduce, la exemplu, de gândire, de purtare și de atitudinea lui Hristos. Versetul 5 le spune, fraților, să aveți în voi această gândire, această atitudine, această purtare. Care gândire? Putem să ne întrebăm într-un mod legitim. Este acea gândire care pune interesele celorlalți mai presus de interesele personale. Isus s-a preocupat pentru oile sale, a luat decizia de se goli pe sine a decizia de a lua chip de rob, de a se întrupa în lumea noastră. Dezbrăcarea și golirea lui Hristos înseamnă, dragă biserică, îmbrăcarea cu umanitatea noastră. Și foarte important să înțelegem la ce se referă această golire, la acest a lua chip de rob. Nu înseamnă la renunțarea la atributele sale divine și nu înseamnă suspendarea lor. Înseamnă că trupul uman a învelit pe Dumnezeu Fiul. Decizia întrupării arată smerenie, ascultare față de planul Tatălui, ascultare perseverentă care a îndurat până la capăt, ne spune Dumnezeu. Totul, până la cruce, nu s-a oprit la mijloc și nici nu s-a întors de la planurile sale. Și către acest model de gândire îndreaptă Pavel pe filipeni ca modalitate de a păstra unitatea bisericii, ca motivație de a renunța la conflicte, la egoism și la individualism. Cu alte cuvinte, Pavel le spune, fraților, dacă aveți probleme cu mândria, cu certurile, dacă vreți să fiți cocoși, să vă luați la trântă, vă nu gândiți corect. Fiți ca Hristos, umili, ascultători, smeriți. Așadar, Pavel le poruncește ce să facă, dar le spune și ce să nu facă, un contrast, și apoi arată spre exemplu lui Hristos, ca model. Ca mai apoi în versetul nou, Pavel ne spune viitorul, consecința smereniei și ascultării lui Hristos a fost că Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Și apoi ajungem la versetele noastre. Și începe cu de aceea. Așadar, având în minte tot ce am zis până acum, toate acestea lucruri, vă rog, prea iubiților, o adresare, plină, o adresare plină de dragoste, de empatie. Știm, iarăși din, verset, din capitolul 1, că Pavel îi purta în inima lui pe filipeni. Îi prețuia și îi iubea foarte mult. Arată înspre o relație, înspre un parteneriat, înspre o unitate. Și li se adresează în felul acesta și le cere, filipenilor, făcând apel la ascultarea din trecuta lor, pentru a le porunci ceva. Având ca bază ascultarea prezentă. Cu mult mai mult acum, spune. Ați ascultat în trecut, cu atât mai mult ascultați acum. Ascultați și urmează porunca. Dar înainte de a vedea ce le poruncește Pavel, trebuie să înțelegem la ce fel de ascultare face Pavel. Și la fel de important, ascultare de ce anume față de ce anume au ascultat filipenii. Și ascultarea filipenilor, frați și surori, se referă la momentul în care i-au întors spatele păcatului, idolilor, s-au pocăit, au crezut în Evanghelie și l-au urmat pe Domnul Isus și modelul de învățătură oferit de El. În Roman 6, versetul 17, Pavel spune, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Pentru că, deși erați sclavi ai păcatului, ați ascultat din inimă de modelul de învățătură căruia i-ați fost încredințați, spune Ioan 3, versetul 36. Cel ce crede în Fiul are viață veșnică. Dar cel ce nu ascultă de Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu. Rămâne peste el. Ascultarea filipenilor se referă la ascultarea de Evanghelie. Se referă la ascultarea de Hristos. Cu alte cuvinte, Pavel le spune, așa cum ați ascultat din inimă în trecut, continuați să ascultați din inimă și acum. Continuați să trăiți așa cum ați trăit și până acum, ascultând din inimă. Și e important aici să. și un mod prin care. prin care vă încurajez pe toți să vă apropiați de Scriptură, să. Înțelegem ce spune Scriptura, dar e la fel de important să înțelegem la ce nu se referă uh, Scriptura. Și așa voi face și aici. La ce fel de ascultare nu se referă Pavel? Și Pavel se, nu se referă la acea ascultare care provine din lege. La acea ascultare centrată în performanțele, calificările, faptele și meritele noastre. În momentul inițial al convertirii. Dar și pe to toată, turada, toată durata vieții. Da? Pavel nu se referă la acea ascultare provenită din îndeplinirea unor porunci, unor standarde, care îmi dau mie dreptul, sau să cred că ele mă capacitează să trăiesc în conformitate cu Planul lui Dumnezeu. Fraților, noi știm, nu? Că acest tip de ascultare duce la moarte. Acest tip de ascultare nu produce sfințenie și nepricănire, fiindcă Scriptura spune că nimeni nu va fi îndreptățit sau adus pe calea ascultării prin faptele legii. Și doar dacă privim în contextul apropiat al cărții, în capitolul 3, versetul 9, Pavel spune și să fiu găsit în el, nu având o dreptate a mea care vine din lege, ci una care vine. Prin credința în Hristos. Dreptatea care vine de la Dumnezeu pe baza credinței. Ascultarea la care se referă Pavel este acea ascultare care are la bază credința în Hristos, meritele Lui, ascultarea Lui perfectă. Mai filozofic să zic așa, noi ascultăm de ascultarea lui Hristos. E o relație, e o dorință a inimii. Asta spune Pavel, nu? Și să fiu găsit în El, având dreptatea Lui. A nu ascult ca să capăt har, ci ascult datorită harului și dreptății și neprihănirii Lui. Și dacă ești în dimineața asta aici și nu înțelegi ce înseamnă ascultarea de Hristos, poate ești oaspete, vizitator... Mi-a plăcea să știu personal, pe fiecare în parte, dar nu e posibil, sau îmi imaginam acum când vin în față, că mi-aș plăcut să vă salut pe toți. Așa, să vă strâng mâna. Um, și nu știu uh, pe toată lumea care e în dimineața asta aici, dar trebuie să adresăm foarte important în contextul în care discutăm. Dacă ești aici și nu înțelegi ce înseamnă ascultarea de Hristos, vreau să-ți spun că uh, nu e deloc fain și chiar periculoasă poziția în care te afli, pentru că Hristos spune că nu vei vedea viața veșnică. Și trebuie să înțelegi că există o singură cale și o singură modalitate de a fi împăcat, de a fi restaurat, de a fi înviat, de a fi binecuvântat, de a fi găsit aceea de a crede în Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a murit pe cruce, în locul tău, pentru a-ți da viață și a face posibilă ascultarea ta de El. Și te chem în dimineața asta să asculți de acest Hristos, să asculți de ascultarea Lui, să asculți de meritele Lui, să asculți de neprihănirea Lui, de dreptatea Lui. Și ți se va da fără plată, prin har. Vei avea viață veșnică, dacă crezi în singurul, perfect, în Dumnezeu. Dar, dragă biserică, voi toți ceilalți care ascultăm și ne dăjduim în el. Mă, mă gândeam în timp ce predic, pregăteam predica, mai vreau tare mult să ne încurajăm în dimineața asta, din cuvânt. Și Dumnezeu m-a condus așa, ca și gânduri la bunătatea Lui pe care ne-a dat-o în toți acești șapte ani, când suntem ca biserică. Și ne-a dat harul să ascultăm de el în toți acești șapte ani. Ceea ce vedem astăzi între noi, manifestat, se datorează ascultării fiecăruia dintre voi, dragă biserică. Da, Dumnezeu l-a chemat pe fratele Iosif la această plantare, dar alături de el, la scurt timp, ne-am ne alăturat mai mulți. Și vă aduceți aminte de acele întâlniri la Negrești, doar să vă pomenesc pe câțiva dintre voi. Familia Bogdan, familia Henia, familia Stoica, familia Panaite, familia Petraru, da? Edi, Etien, Iosif Bumbu, da? Frații Bumbu. Fraților, suntem azi aici ca biserică datorită ascultării fiecarea dintre voi. Pentru că fiecare a pus umărul la unitatea bisericii. Mi-am dat seama că l-am uitat pe <laughs> fraților, vorbim de ascultare în anii ăștia. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la treaba asta. Știu că nu ar trebui. Știu, știu că nu suntem ce ar trebui să fim. În familie, în biserică, ca și caracter. Cu toții suntem în procesul sfințirii. Cu toții avem lupte, frământări. Dar, fraților, la fel de adevărat este că. Nu mai suntem nici unde eram acum șapte ani. Nici personal și nici ca biserică. Suntem aici fiindcă am ascultat. De aceea eu cred că unitatea bisericii în contextul pasajului nostru este supranaturală. Pentru că ascultarea de Hristos produce perseverență. Viața creștină este o viață de ascultare, înseamnă o viață de ascultare. Așa cum ai ascultat în trecut continuă să ascult și azi. Și tot anul ăsta. Și încă șapte ani. Și încă douăzeci. Și Domnul să ne dea har și Domnul să facă asta dorința inimilor noastre pentru biserica lui din acest loc. Să dea el unitate în mijlocul nostru, în continuare. După ce am văzut la ce fel de ascultare se referă Pavel, <coughs> acum el despachetează și mai mult această ascultare, spunând cum ar trebui să se manifeste într-un mod practic în viețile noastre și poruncește să lucrăm pe deplin mântuirea aceasta, să o ducem până la capăt, să o ducem la îndeplinire. La ce se referă această expresie? Credeți că Pavel se referă la faptul că noi deținem o mântuire creată și susținută de noi? Credeți că se referă la persevera în viața aceasta cu scopul de a obține această mântuire, având o stare de nesiguranță? Lucrați, duceți la îndeplinire. Termenul se referă la un efort constant, continu, determinat, rațional, conștient. Nu ți se întâmplă. Trebuie să-ți propui să te gândești să faci asta. Cu zel, cu pasiune, cu toată energia și puterea. Asta ar trebui să ascultăm și să facem în fiecare zi. Dar ca să înțelegem corect la ceea ce ne învață Pavel, trebuie să identificăm mai întâi și m-am gândit foarte mult cum să abordez, să explic mai bine la ceea ce se referă Pavel aici și m-am gândit să discutăm un pic despre a doua parte a expresiei și anume mântuire, conceptul acesta de mântuire și uh, având în minte teologia biblică a mântuirii, știm că în Scriptură mântuirea are trei timpi, da? Uh, în trecut, în prezent și în viitor. Și uh, trecem prin câteva pasaje pentru a vă arăta lucrul ăsta în Efesen 2 de la versetul 8 la versetul 10. Uh, Pavel spune căci prin har ați fost mântuiți la trecut prin instrumentul mântuirii, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se lau de nimeni. Căci noi suntem lucrarea lui și am fost sidiți în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Această salvare se întâmplă în trecut, are scopul de a genera, de a-și da roadele în faptele bune, în prezent în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 18, căci mesajul crucii este o nebunie pentru cei care pierd. Însă, pentru noi, cei care suntem mântuiți, spuneți voi, este puterea lui Dumnezeu. Cei care suntem mântuiți, e la prezent, e o certitudine. Dar Scriptura vorbește și despre o mântuire viitoare. Și în Romani 13, versetul 11, spune: Tot Pavel, să faceți lucrul acesta că știți vremea în care ne aflăm. Este deja ora să vă treziți din somn, căci mântuirea noastră este mai aproape decât atunci când am devenit credincioși. Mântuirea noastră este aproape. Viitor. Cu alte cuvinte, am fost mântuiți, suntem mântuiți și vom fi mântuiți. Un alt pasaj din contextul nostru, apropiat în, din, din Filipeni, capitolul 3, versetul 10. Vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să devin ca El în moartea Lui. Ascultați ce spune versetul 11. Pentru ca astfel să ajung cumva la învierea din morți. Salvarea, mântuirea este la timpul viitor, din nou. Să ajung cumva la învierea din morți. Pavel Continuă, versetul 12. Nu că deja am și obținut, sau mai bine zis că am și fost făcut deja de săvârșit, dar urmăresc, să apuc premiul pentru care și eu am fost apucat de Hristos Isus. De ce urmărește? Pavel să apuce premiu ca să-l câștige? Nu. Pentru că îl are deja. A fost deja mântuit. A fost apucat de Hristos. Pentru care și eu am fost apucat de Hristos, spune. Asta înseamnă că motivul urmăririi, perseverării, rămânerea pe cale, îndeplinirea scopului pentru care am fost salvat, este că Deja am fost salvat și apucat de Hristos. Nu pentru a-L apuca în sensul de a obține, ci ca rezultat a faptului că o am. Versetul 14. Urmăresc ținta, alergând spre premiul chemării de sus al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Spre premiul chemării, viitor. Urmărește, aleargă, lucrează, duce la îndeplinire mântuirea ca să o îndeplinească, să o finalizeze. Toate aceste pasaje și multe altele ne arată că în conceptul de salvare, conceptul acesta de mântuire, nu este inclus numai momentul justificării, nașterii din nou, regenerării noastre, ci este inclusă întreaga noastră viață creștină, de sfințire, pe pământ, prezentă, dar și viitoare, glorificarea viitoare, consumarea deplină a mântuirii noastre. Asta e scopul până la urmă pentru care am fost mântuiți. Să fim asemenea Domnului Isus într-un mod de plin, perfect. Și El ne spune că vom fi în ziua aceea. Există, fraților, o consumare, o împlinire și o îndeplinire a mântuirii pe pământul acesta. Și la fel și în pasajul nostru. Pavel operează cu această nuanță a mântuirii la viitor, în versetul 12. Cu scopul de a ne determina la ascultare de a rămâne și a duce la îndeplinire conceptul acesta de mântuire. M-am mult la ce ilustrație să ofer ca să putem înțelege și mai bine treaba asta. Că știu că pf, poate fi un... și nu-i neapărat foarte ușor de înțeles. Și mi-a venit în minte asta, uh, clar, ilustrațiile nu sunt perfecte, dar ne putem folosi de ele să arătăm mai bine un adevăr. Și uh, e, e ca și cum toată viața ta ai mers pe un drum de pământ, de țară, cu noroi, greu, dinaintat, urât, care duce în deșert, duce la moarte, duce undeva unde nu mai putem să întoarce. Dar, prin credință, ai fost adus pe un alt fel de drum, ai fost adus pe autostradă, da? marcat cu linii pe asfalt, cu stâlpi de proiecții, cu indicatoare și toate lucrurile astea care, sunt, care există pe autostradă. Și destinația acestei autostrăzi duce în cel mai frumos oraș de pe planetă. Duce către destinația promisă. Acum, scopul autostrăzii nu este să te facă nesigur, nu? ci să-ți dea siguranță. Și certitudine că ea te va duce acolo unde o zis că te va duce. Ăsta e scopul pentru care ai intrat pe ea și ai fost adus pe ea, să te ducă acolo unde o zis că te duce. E adevărat că pe drum va fi ceață, frig, zăpadă, greutăți, suferință, eșecuri personale, boală și tot așa. Și e adevărat, nu? Că de multe ori ne îndoim. Oare duce drumul ăsta? Unii au zis că duce? Dacă, dacă ar duce, unii ar trebui, cred că ar trebui să fie mai ușor. Nu mai e greu, nu? Și circumstanțele ne face să ne îndoim. În același timp, siguranța destinației autostrăzii nu trebuie să te facă mai, le mai leneși. Sau, să, mai rău, să consider că ești deja ajuns la destinație. Ea trebuie parcursă, pas cu pas, fiecare kilometru, fiecare an din viață pe care ne-l dă Domnul, cu ascultare care produce perseverență. Și trebuie să ne propunem să rămânem pe această autostradă. Tendința va fi să te oprești, să te îndoiești, va chiar să te întoarci pe contrasens. Sau să spui că, bă, chiar dacă era pământ acolo și noroi și, bă, era mai simplu. Și vrei să te întorci acolo. Dar logic vorbind, cum îți dai seama că tu ești spre orașul care trebuie, spre destinația care trebuie? Continuând și perseverând, zi după zi, pe drumul pe care mergi, nu-i așa? Și această idee de salvare, de mântuirii viitoare. Nu ar trebui să ne sperie ca fiind nesigură sau că duc eu la capăt sau că perseverez eu sau că ascult eu cu scopul de a obține la final, ca și cum ar depinde de mine într-un mod decisiv. Și această idee de salvare viitoare arată siguranță, certitudine și arată că scopul pentru care ne-a fost dată și oferită este ca să fie împlinit într-un mod sigur. Asta este mântuirea pe care ne-a oferit-o Hristos în dar. Mântuire intenționată, finalizată și încheiată de Isus. Ea își va consuma scopul și finalitatea în intenționată de Dumnezeu. Indiferent de ce părere avem noi sau de ce credem. Isus, sângele Lui, nu o să dea greș. Este eficient. Și Pavel doar dacă, iarăși, ne uităm la Pavel, în toate versetele pe care le-am spus până acum, urmărește premiul fiindcă a fost apucat de Hristos. Este Pavel al lui Hristos? Da. A fost apucat de Hristos. E a lui. Consecință, de aceea perseverează și ascultă. Din siguranță și certitudine. Ce ne spune în capitolul 1, versetul 6? De unde avea Pavel certitudinea asta? Era cam încrezător așa el, nu? De unde îi venea această încredere și certitudine? Capitolul 1, versetul 6. Sunt convins de acest lucru. Că cel care a început această bună lucrare în voi, o va termina. Certitudine. Gândește-te. Asculți tu de Hristos din siguranță și certitudine în dimineața asta? Ca să mergem mai departe, care este atitudinea cu care Pavel ne spune că ar trebui să ne ducem la capăt mântuirea? Cum ar trebui să perseverăm? Ce spune ultima parte a versetului 12? Cu frică și cu tremur. Suntem chemați să avem această atitudine. Este o poruncă. Întrebarea e. Cum ar trebui noi să înțelegem această atitudine, acest frică, acest tremur, Dragilor, frica și cu tremurul nu are la bază o amenințare, nu are la bază o teroare, nu are la bază incertitudini sau insecuritate cu privire la viitor. E foarte contracultural. Ca noi să încercăm să definim conceptul ăsta de frică și cu tremur în lumea în care trăim. De asta e așa fascinant să avem Sfânta Scriptură. După ea trebuie să ne luăm atunci când definim termeni și să trăim. Când spui frică, în contextul nostru, teroare, anxietate, depresii, nu știu ce se întâmplă în următorul minut, în următorul an, următorul, în următorul 10 ani. Asta înseamnă frică. Am crescut, dar fără să ne înseamnă, la școală, la știri, toate astea. E în setup-ul nostru. De asta, când auzim modul în care gândești Pavel și Dumnezeu ne spune că vrem să vrea să știm ce înseamnă frica și când spunem, măi, frica are o, la bază o certitudine și o siguranță. Zici, face feste un pic mintea, nu, e, o, e o, ai, o, treabă interesantă. Dar am văzut că ăsta e modul de argumentare a lui Pavel până acum, legată de certitudinea și siguranța lui. Ar fi o inconsecvență ca aici, în locul ăsta, Africa și cu tremurul să se refere la o frică și teamă bazată pe nesiguranță, pe, pe incertitudine, cu privire la final. M-am tot gândit mult dacă să spun pe treaba asta. Personal, cred că unul din locurile unde avem nevoie foarte mult să creștem ca biserică, este în a manifesta, în a trăi și în a împlini tot mai mult această stare de frică și cu tremur în mijlocul nostru, al congregației. De asta am spus, constant am fost învățați, poate și în biserici, învățați o frică și un cutremur nebiblic. O frică și un cutremur care te făcea să perseverezi ca să obții. Și asta e nesigur, tare. Ok, poate reușești un pic, un an, doi, dar cazi, păcătuiești, nu reziști. Și treaba asta se manifestă în modul în care noi îl experimentăm și, -l, și trăim cu Dumnezeu, această frică și teamă. Și doar ca să iau un domeniu, din viețile noastre, care ne -o... în care să vede ceea ce încerc să zic. Faptul că ne adunăm la închinare. Și atunci când cântăm realitățile mărețe și glorioase ale Cuvântului Dumnezeu, noi nu avem teama care vine din certitudine și siguranță. Suntem seci, suntem reci, fără vreo emoție. Indiferent care ar fi ea, sunt e un spectru extraordinar de mare de emoții pe care le putem resimți, care vine din acea teamă și acel cu tremur. De asta e sugestivă poziția noastră, expresia feței noastre, cum cântăm. Când din frică biblică, care vine din siguranță și certitudine, sau dintr-o frică de oameni. Poate în contextele din veniți era greșit sau interzis să zâmbești sau să fii bucuros. Și momentele le lăsăm doar pentru când plecăm de la biserică și ne relaxăm cu prietenii și suntem noi. Dar la biserică se întâmplă un fenomen. Îți o stare, o... parcă e o groază care pătrunde și te face să-ți limba și nu mai suntem noi. De ce? Răspunsul meu este pentru că credem și ne teamă mai mult de oameni de ce zic ceilalți, cum mă privește, cei care stați în... de, de, ce credeți că oamenii nu stau în față? Pentru că, bă, toți ei se uită la mine. Toți, acum, toți se uită în ceafa mea. Și ai presiunea aia în spate, că toți se uită la tine. Și, fai, mă duc în spate, nu vreau să mă văd nimeni. Mai râde, mai, da, ne relaxăm, dar nu știu cum e la tine. Dar gândiți-vă voi, Că aș cânta și vom cânta, cântări, am cântat și tot facem ceea ce ne poruncește Dumnezeu, Domnului Dumnezeu. Dumnezeu. Gândiți-vă că aș cânta realitatea asta glorioasă a mântuirii viitoare pe un cu expresii Când în cer vom ajunge o ce zi glorioasă își va fi nu, vă strânește un pic, nu? Dar nu suntem noi așa de multe ori. Eu nu, eu nu cred că conștientizăm, ci cântăm atunci când exprimăm în felul ăsta. Trebuie de asemenea să spunem că această siguranță, fermitate și încredere nu ar trebui să ne relaxeze. Că unii așa concluzionează. Bă, dacă tăiești lejer și ai siguranță, dacă ai siguranță și certitudine, treaba asta te va conduce să trăiești lejer. Și ca să folosesc mai departe ilustrația asta cu autostrada, gândește-te că atunci când Dumnezeu te-a pus pe autostradă, ți-a dat și o mașină ca să mergi cu ea până la capăt. Întrebarea este, te vei purta tu arogant, ușuratic, plin de mândrie, ca și cum ar fi meritele tale că ești pe autostradă? că e mașina ta, că na, e mașina ta, tu o conduci, că dacă n-ai conduce-o tu, nu s-ar conduce singură. Și adevărat, tu trebuie să apeși accelerația și să dai înainte. Și tu trebuie să faci asta și depinde de tine. Dar nu uita că mașina ai primit-o. Nu e a ta. Vei da tu oare flash prin trafic? Vei fi violent când îi vei depăși pe ceilalți în drum spre orașul promis? Te vei uita cu superioritate pe cei pe care îi lași în urmă? Cu toți merg în aceeași direcție ca tine. Sau poate vei considera că strălucirea, ingeniozitatea, puterea și abilitățile voinței tale care te determină, ele te fac să fii un șofer adevărat, ele sunt decisivi și ele te abilitează să mergi până la capăt. Oare așa să fie? Dragilor, frica și cu tremurul de care vorbește Pavel și concluzie se referă la acea uimire, la acea prețuire, acel respect. Totul e cel mai de preț pentru tine. Îi e pilda pe care o spune Domnul Iisus, a vândut tot ce are, doar ca să ia terenul și comoara de acolo. Era panicat omul ăsta să mergem un pic așa pe pilda asta, că bă, nu știu ce o să găsesc acolo. Nu știa că acolo, că aia, comoara aia o vrea. Uimirea aceasta pe care ar trebui să o avem și reverența și prețuirea, respectul, teama corectă, biblică. Frica trebuie să izvorască din certitudine și siguranță. Și asta ne spune Pavel. Dar Pavel ne mai spune ceva. De unde este puterea și factorul decisiv care produce ascultare și înaintare, care produce perseverență. Și haideți să citim versetul 13. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și voința și în făptuirea după buna lui plăcere. Siguranța că Dumnezeu lucrează. Că trebuie să ne fie frică. Dar vedeți, nu este o nesiguranță. Siguranța cu privire la viitor. Teama asta izvorăște dintr-o siguranță care îmi spune unde mă duc, Izvorăște această frică și teamă din conștientizarea că El în acest moment este activ, e la prezent și lucrează și prezent. În momentele acestea, în inima fiecărui copil al Dumnezeu, Dumnezeu e activ și lucrează prin Duhul lui Sfânt. Nu știu dacă, cum aș putea să zic mai bine, astfel încât să ne șocheze și treaba asta, întrebarea e cum să nu-ți producă uimirii, teamă, dar nu o teroare. Buna lui plăcere, de care spune Pavel, mă asigură că el întotdeauna va face ceea ce spune el că face. În asta mă încred. De asta eu am siguranță. Nu am siguranță în siguranța mea. Nu am siguranță și certitudine în ceea ce Dumnezeu este și a spus El că va face. Și asta îmi dă o teamă sănătoasă. Crezi tu că Dumnezeu lucrează în tine în momentul ăsta, în prezent? Eu cred că și de asta nu suntem foarte uimiți și nu putem trăi tot mai mult în viața creștină aceste concepte, pentru că nu, nu ne luăm timp, nu medităm la asta. E prea mult zgomot, e prea multă aglomerație, suntem plini cu multe sarcini. E interesant că ne luăm sarcinile alea și obiectivii și planuri și toate astea crezând că ele ne vor ajuta să perseverăm. Dar ascultarea de Hristos produce adevărata perseverență și ai motivația corectă. Deci, cu alte cuvinte, Pavel spune, fraților, ca să reluăm un pic, așa cum ați ascultat în trecut, continua să ascultați și acum, ducându-vă la bun sfârșit mântuirea, căci avem o relație de cauzalitate aici. De ce să fac asta? Pentru că Dumnezeu lucrează. Iar și e fascinant când frămânți mintea și studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, cum face Dumnezeu și aici este că Întotdeauna Dumnezeu ne explică de ce să facem ceea ce trebuie să facem. E logic, e consecvent. Nu-i orb nimic. Bă, fă treaba asta. De ce? Pentru că am făcut asta, da? Deci, toată argumentația asta pe care am urmărit-o până acum. Nu-i nimic ce trebuie să iei, ok, o primesc așa și atât. Nu, nu, ne explică tot timpul Dumnezeu de ce trebuie să facem. Întrebarea este, credem treaba asta? adevărul ăsta? Credem noi că Dumnezeu e tot puternic, creator al Universului, al Cerului și al Pământului, că El care ține, susține, coordonează, dirigează toate lucrurile, cel care face tot ceea ce vrea, lucrează într-un lut, în noi, prin Duhul lui Sfânt. Lucrează în noi și ne abilitează, ne capacitează, ne transformă să ducem la capăt mântuirea. Dragilor, știu că <coughs> pentru mulți, poate, în această dimineață, e, aceste adevăruri poate se contrazic și se bat cap în cap și îți provoacă disconfort și mai urmărești niște chestii pe YouTube sau bă, nu știu exact cum e treaba și da așa o stare, bă, nu înțeleg, frate. Dacă Dumnezeu e suveran și decisiv, nu? Cum mai e cu responsabilitatea noastră? Este ea una reală? Sau mai grav, poate te gândești, mai sunt eu responsabil cu ceva? <gântu -i> Pare că lucrurile astea sunt de nereconciliat, nu-i așa? Băi, n-are cum, frate. Îmi zici una, te răzgândești, îmi zici alta. Adevărul este că Dumnezeu este suveran. Și vom încântați despre asta. El este decisiv, El este providențial, El lucrează și voința și înfăptuirea în noi, dar El nu o face separat de noi. Într-un mod mistic, așa, fără să lucreze în, ra în rațiunea noastră și în determinarea voinței noastre. Dumnezeu nu lucrează lucrurile astea fără ascultarea noastră. Și asta trebuie noi să credem și să practicăm. Ascultarea noastră, drag biserică, alegerile noastre, sunt mijlocul prin care El lucrează în noi voința și înfăptuirea Lui. ăsta e mijlocul. Și El așa hotărât, nu știu să explic altceva, e buna Lui plăcere, El așa hotărât să-și ducă la capăt aleșii, prin ascultarea noastră, prin perseverența noastră, prin credința noastră. Și pentru cei foarte sensibili, o să spun și ceea ce spune Scriptura în alte locuri. Și la fel de adevărat, și la fel de necontestat, și de luat la minte, și de prețuit. E fermă și clară Scriptura în legătură cu avertismentele ei. Dacă nu ascultăm până la capăt, nu vom ajunge la destinație. Nu vom intra în odihna Lui. Și o să zic iar, păi nu El e decisiv? Ba da. Dar dacă nu crezi și nu urmezi mijloacele pe care, prin care El lucrează, nu vei ajunge până la capăt. Credeți că există vreo legătură între ascultarea noastră de Hristos și prezența noastră la grup? Credeți că există vreo legătură între ascultarea noastră de Hristos și ospitalitatea noastră? Sau vreo legătură între ascultarea noastră de Hristos și resursele noastre? Vorbim de timp, de bani, fiecare în Duhul Lui să mediteze la lucrurile astea, dacă există vreo legătură. M-am gândit și la o provocare. Am ce am eu cu ospitalitatea. Cum ar fi ca anul ăsta să-ți propui ca măcar o dată la două luni, și vorbim de două luni, măcar o dată, la două luni să chem tineri sau o familie la tine acasă. pregătește da? pregătești ce de pregătit, da? apartamentul, casa, curat, hrană și să programezi. Zici, frate, hai să avem și vreau să ne cunoaștem, vreau să fim împreună. Uite, știi, ne închinăm împreună, domnică, dimineața de mulți ani și nu am avut ocazia niciodată să văd bă, cu ce te ocupi, cum, cum, ești, cum, cum îți merge. Ce credeți? Lucrul ăsta va... A Arată lucrul ăsta o ascultare care va produce unitate și perseverență în mijlocul nostru? Va fi văzut lucrul ăsta ca o dovadă a credincioșiei noastre? Așadar, dragă biserică, ne apropiem de final. Să ascultăm până la capăt, să credem că există o putere care lucrează în ascultarea noastră. Însă și puterea lui Dumnezeu, care e activă. Și această ascultare va produce perseverență. Nu e o probabilitate. Vom duce la bun sfârșit ceea ce Dumnezeu a început în noi. Și te chem să asculți pe Hristos. Perseverezi, având motivația corectă, având direcția potrivită. Știți ce e fascinant? Iarăși, făcând lucrurile astea, vom rodi. Dumnezeu nu își va lăsa cuvântul fără efect. Își va împlini scopurile pentru care a fost creat și spus. Vom rodi în viața de familie. Vom rodi în biserică vom rodi în relații, în unitate, vom fi un singur gând. Ascultăm toți de același stăpân. Ar fi culmea să avem alte gânduri. Bă, dacă noi suntem uniți în treaba asta, toți mergem cu căruța în aceeași direcție. Cu mașina, scuze. Își va da rodul în slujire, în creștere, în neprihănire, în rugăciune, în dependența noastră de Hristos. Eu lucrurile astea mă rog și mi le doresc pentru anul ăsta atât pentru mine cât și pentru familia mea și mi le doresc foarte mult și pentru grupul mic și pentru biserica noastră întreagă și așa să se îndure Domnul din noi să ne dea har și în continuare cum putem noi asculta mai bine într-un mod practic de Hristos dacă nu făcând ceea ce ne spune El el ne spune ce să facem și El ne poruncește să luăm parte la cina Lui, la masa Lui. M-am străduit și aici foarte mult să fiu scurt și să nu am așa o, iarăși, un gând, o chestie în aer că avem foarte multe nevoie și de a înțelege corect cina Domnului, conceptul ăsta, când iau parte, dar de ce nu iau parte, dar ați vrednic, dar nu ne vredin. Și am zis doar două lucruri să spun. Uh, foarte pe scurt. Și apoi să ne rugăm. Când ești chemat să iei parte la cina Domnului, ca și copil al Dumnezeu, ca cel care te-ai botezat și ți-ai arătat intenția că tu asculti de Hristos și că ești pe calea perseverenței, cina Domnului îți amintește și îți arată spre o persoană, e o relație, ce spune Domnul Isus? Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Când refuzi să nu iei parte la cină, refuzi să nu îl pomenești pe Isus într-un sens. De aceea te chem să iei parte. Meditează la cine este Isus, la ce a făcut El pentru tine, pocăiește-te, tratează cu seriozitate și înțelege semnificația cinei. Ce semnifică cina? Păi cina Domnului Putem spune foarte mult și nevoie de multe ori, dar iarăși, un, un alt detaliu, cina Domnului arată spre o lucrare, arată spre jertfa lui Iisus de pe cruce. Asta trebuie să medităm și să frământăm în mintea noastră. Arată spre pâinea frântă, care e trupului, arată spre sângele vărsat, care e vinul pe care îl luăm. Când luăm cina, ne amintim că printre altele această lucrare a lui, lui Hristos este substitutivă. Și noi asta nu reușim să înțelegem. Venim pe baza meritelor noastre sau încercăm, băi, nu iau că nu sunt vrednic și nu m-o-s scalificat. Dar noi venim aici fiindcă cineva o făcut în locul nostru. E substitutiv. Sângele se varsă, cum spune în Luca 22, pentru noi. Trupul s-a pentru noi. Și când ei vreau să meditezi, te gândești la asta. Plin de uimire, de teamă și de reverență. Pentru că El a stat în locul nostru. A ispășit pedeapsa păcatelor noastre. A murit moartea noastră. Haideți să ne rugăm și apoi rând pe rând să luăm din pâine, din vin și să continuăm apoi să, să încântăm. Haideți să ne rugăm.